Aici s-a făcut parcare, dar la cum s-a dat nivelul, când parchezi aici mașina, pe unde urcă șoferul? Cartierul Micru 6 în Târgoviște, sunt cu parcări noi, reabilitate, e bine. E bine. Foarte bine chiar, pot să spun. Să, în fața dumneavoastră, nu știu dacă este chiar foarte bine. Mă gândesc, dumneavoastră, parcați mașina în față, da? Nu putem acolo, că pentru faptul că acolo dacă mă dau jos, luăm în apă. Și dacă mă sui, mă sui în apă și n-am niciun apă, nicio afacere. Și când începem o treabă sau când începem să asfaltăm, nu dăm nivelul, nu... Ba da. Am fost odată la un inginer aici, un domn inginer, să nu așa, i-am spus despre ce e vorba și cu acele lungi și cu tot, și a spus că nu suntem șoferi. Ca să fii șofer, ce trebuie? Să ne luăm barcă? Să fii șofer pe barcă sau cum? Cred. Acum mă gândesc că nu a plouat prea mult. Au fost decât câțiva stropi. Dar în momentul în care plouă, dumneavoastră, ținând cont că sunteți aici, balta crește mult mai mult acolo în parcare? Dacă ploile sunt mai puternice, bineînțeles că apa e mult mai mare. Dar e prima dată în România când facem așa ceva? Mă rog, acum se vede. Se vede. Ce se vede? Se vede alt canal acolo, se parcă ea din nou ce a făcut. Cine a făcut bine de la început? Sau dacă nu, la cine aș putea să mă duc să reclam? Dați-mi... Dezamăgit? Sigur că da, nu se vede. Mergeți în oricare, să vedeți. Numai de când plouă, iese apa în asfalt, pe exemplu, mai sus face. V-ați udat? Puțin. Fiindcă a plouat puțin? Da. Dacă plouă mai mult, vă udați și mai mult? Da. Păcat că e platforma nouă de parcare și e făcută fără niciun pic de bun simț și răspundere cei care au lucrat. N-am judecat cu capul, am judecat cu altceva. La nivelul în așa fel încât... Da, păi și duceți-vă și în spate, că eu stau pe partea cealaltă, tot la fel. Nu vedeți, pe o parte sapă, pe o parte astupă, nici ei nu știu ce au de făcut și... Au vrut să facă parcare, au dat-o dintr-una într-altă, fiindcă, din câte se pare, aici poți parca doar barca.